Hei, salut drăguților, eu sunt Lumii și bine ați venit în lumea mea. Astăzi vin la voi cu 5 produse favorite, 5, că așa îmi place mie să am un număr fix, sunt cu numerele, însă sunt produse pe care eu le-am folosit în ultima perioadă, care mi-au plăcut foarte mult, pe unele dintre ele le-am și recumpărat și pe care vreau să vi le arăt astăzi și să vă spun părerea mea despre ele, de ce îmi plac și de ce am ales să vi le recomand și să le recumpăr și eu, bineînțeles. Nu înainte însă de a vă ruga să vă abonați acestui canal, dacă nu ați făcut-o încă, abonați-vă, apăsați acolo repejor butonul de abonează de subscribe, astfel încât să ne adunăm cât mai mulți oameni frumoși pe acest canal și vă mulțumesc dacă v-ați abonat. Și acum să trecem la treabă, iar primul produs pe care îl am aici lângă mine este acesta de la The Body Shop. În ultima perioadă am început să fiu fan al produselor de Body Shop, nu le-am mai folosit de ceva vreme și acum au reintrat așa în atenția mea, iar produsul acesta este un demachiant cu mușețel de tip unt, sau nu știu cum să spun, zice că butter, cleansing butter. Este un produs pe care l-am cumpărat, pentru că inițial am cumpărat varianta mică de 50 de grame, acesta are 90, da, cam de 50 de grame cred că avea varianta aceea și mi-a plăcut atât de mult încât am zis o să îl cumpăr în varianta mare, așa că am făcut acest lucru, este nedeschis produsul, așa arată el pe interior, deci este un demachiant din acesta solid pe care îl aplici pe față și topește atât de bine machiajul. Și îți lasă pielea după ce, deci îl aplici pe față, îl ștergi apoi cu un disc din acela de machiant, iar pielea după ce ai demachiat-o este atât de hidratată și atât de catifelată încât nu mai simt nevoia de a aplica o cremă. Eu de obicei mă demacheam cu apă micelară și după apa micelară îmi aplicam și o cremă de hidratare pentru că simțeam nevoia. După acest produs nu mai este necesar, este atât de fain, miroase atât de bine. Are un miros așa discret de mușețel, de curat miroase, sau cel puțin așa asociez eu mirosul acesta. Și curăță foarte bine machiajul, deci într-un minut topește fondul de ten și tot ce mai avem noi pe față. Și după aceea pielea este foarte, foarte faină și foarte catifelată și îmi place foarte mult produsul acesta, de aceea l-am și recumpărat. Sunt foarte mulțumită, nici nu este foarte scump, dar îmi place. Și bineînțeles, este de la Body Shop și zice că are și ingrediente naturale. Ia să vedem aici, scrie și în românește, unt pentru demachiat. Ca să trebuia să mă uit înainte să vă spun de la început ce este produsul acesta, care îmi place foarte, foarte mult și care este pe lista mea de favorite. Un alt produs, tot pentru față, este o cremă. Stați să vedem, să o pun aici la cameră să o vedeți. Este o cremă cu retinol de la firma Hope Mate. Nu știu dacă știți de produsele acestea, dacă ați auzit de ele. Eu am cumpărat-o de pe Amazon și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este, spune că natural și organic, este anti-aging și împotriva deshidratării. Și este cu acid hialuronic, vitamina E și ceai verde, cu retinol, bineînțeles. Nu știu dacă scrie aici cât retinol are. Dacă scrie procentul de retinol. Ia să vedem la ingrediente. Nu e chiar printre primele retinolul. Dar da, spune că se aplică dimineața și seara, bineînțeles, este o cremă hidratantă foarte, foarte faină. Este foarte lichidă așa, deci nu este foarte grasă, dar se întinde foarte bine și îți lasă pielea super, super catifelată, super hidratantă și parcă așa am văzut eu un pic și mai tânără. Nu știu de ce, parcă mai luminoasă, așa mi se părea pielea dimineața. Eu o foloseam drept cremă de seară, deci după ce îmi curățam tenul, aplicam această cremă și parcă dimineața aveam un ten mai luminos și mai fain, mai fin, așa, și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Are și un sistem de dozare foarte fain, apeși aici, așa, nu știu dacă se poate vedea, și iese așa cremă. Mai am un pic din ea, nu am terminat-o, dar îmi place foarte mult acest
Sistem de dozare este și foarte fain pentru că nu pui o cantitate foarte mare. Dacă apăsam de 2 ori era suficient pentru întreaga față și pentru zona gâtului. Și ține o perioadă destul de lungă de timp. Ia să vedem cât are. Aceasta are 50 de mililitri, nu? Parcă zic eu. Stai să vedem. Da, 50 de mililitri. Dar ține o perioadă destul de mare prin acest sistem de dozare și plănuiesc să o cumpăr, să o recumpăr, pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Un alt produs de data aceasta din categoria produse pentru păr. Eu mereu am în clipurile mele și produse pentru păr, pentru că sunt produsele cele mai multe la mine în baie, care cumpăr mereu și îmi plac foarte mult. Și de data aceasta vreau să vă recomand un șampon de la Garnier, din gama aceasta, Vareșețe. Cred că se spune, germana mea este așa cum este ea. Deci este un șampon revitalizant care are ginger și miere acațien. Nu știu ce înseamnă acațien, dar are miere. Și ce îmi place la acest șampon? Știți bine că eu sunt fan produse din gama Garnier, din acestea. Îmi plac foarte mult, mi se potrivesc foarte bine, însă acesta are un miros. Super, super fain. Deci miroase a iarnă, mi se pare că se potrivește atât de bine acestui sezon. Mie, deși spune că are ginger și miere, mie miroase a turtă dulce. Nu știu dacă și turta dulce are ginger și miere, miere sigur are, dar... Deci mirosul acesta este de turtă dulce când îl miros așa. Deci este super fain și când mă spăl cu el la baie și îmi lasă părul așa cu un miros din acesta, este foarte fain. Plus că lasă părul foarte curat și foarte hidratat, așa, nu știu dacă are ulei în el, dar este foarte, foarte fain șamponul acesta. A fost o descoperire pentru mine, așa cum vă spuneam, eu îl foloseam pe cel cu cocos. Acela îmi plăcea foarte mult, dar de data aceasta am zis, ok, hai să-l încerc și pe ăsta, mi s-a părut că e nou acolo pe raft. Să-l încerc și vă spun că îmi place foarte, foarte mult și dacă vreți așa pe sezonul rece un șampon cu un miros care să se potrivească așa atmosferei, vi-l recomand pe acesta. Este un șampon foarte bun și foarte avantajos ca preț și foarte fain ca miros. Deci îmi place foarte mult și am zis neapărat trebuie să vi-l arăt și trebuie să fac un clip pentru șamponul acesta pentru că este unul foarte, foarte fain. Un alt produs pe lista de favorite este de data aceasta un deodorant cremă. Este acesta de la Balea. Un produs banal, aș zice, de la Balea. Știți, produsele acestea din gama proprie de lemn, care nu sunt foarte scumpe. Acesta cred că am dat 4 euro pe el sau cred că ceva în genul acesta. L-am cumpărat de foarte multă vreme și l-am folosit. L-am din primăvară, pentru că l-am folosit toată vara și încă mai am din el produs, după cum vedeți. Este un deodorant cremă care este foarte, foarte bun. Deci toată vara l-am folosit și nu am avut probleme cu transpirația. Și miroase fain. Are un miros așa foarte discret, pe care nu îl simți, dar care protejează foarte bine și nu ai probleme cu transpirația urât-mirositoare. Cel puțin așa a fost cazul meu. Se aplică foarte bine, se întinde. Nu prea îmi place mie modul de administrare, pentru că de aplicare, pardon, pentru că trebuie mereu să pui degetul și să iei produs și să-l întinzi, dar este foarte fain și foarte bun, adică nu transpir deloc, cel puțin în cazul meu așa a fost și îl folosesc cu mare drag, este și foarte spornic, adică ai produs, acesta are 50 de mililitri și așa cum v-am spus, l-am folosit aproape toată vara și acum îl mai folosesc. Deci este un produs pe care vi-l recomand să îl încercați, deși nu pare așa, nu știu, foarte, că ar oferi foarte multe, dar este foarte fain. Este mult mai bun decât produsele similare de la Balea de tip spray, deodorant spray. Eu folosesc și din acelea. Acelea le folosesc mai mult pe timpul iernii, când nu transpir foarte mult, dar pe timpul verii, când transpir, l-am folosit pe acesta și am fost foarte mulțumită. Este cu 0% aluminiu și acesta este cu miros de zmeură și magnolie.
Foarte fain proțul acesta, dacă aveți ocazia, încercați-l, pentru că vă spun că își face treaba și protejează foarte bine împotriva transpirației. Iar ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt și care a intrat de curând în lista mea de favorite este această paletă de farduri de la L'Oréal. Este Emotion Nude Eyes and Cheeks Blushing Palette, adică poate folosite și pe post de blush și pe post de fard de ochi. Și este numărul 01, dacă mi-aduc eu bine aminte, ia să vedem, că avea etichetă. Dar nu mai scrie aici pe spate, zice că Emotions Nude, este o cu nuanțe din acestea nude, care mie îmi plac foarte mult și mi-am cumpărat-o, am fost să o cumpăr, să nu o cumpăr, am stat acolo 5 minute în fața ei și m-am tot uitat, ia uitați ce nuanțe faine are, nu știu dacă este un produs nou pe piață, probabil că nu, probabil că este de mult apărut pe piață, dar este un produs care mie îmi place foarte mult, nu l-am folosit foarte, foarte mult, am folosit pentru machiajul de astăzi și mi se pare că se blenduiește foarte bine, mi se pare că arată foarte bine și are nuanțe care se potrivesc încă o dată cu sezonul acesta de toamnă-iarnă, din punctul meu de vedere, și este pe gustul meu pentru că are nuanțele de nude și are nuanțele de roz, care îmi plac mie la machiaj, nu știu de ce, dar mie îmi place să mă machiez cu nuanțe de roz. Și este super, super faină și are o calitate foarte bună și este, vă spuneam, de curând pe lista mea de favorite și în ultimile machiaje pe care le-am făcut am folosit-o. Are aici pe spate, bineînțeles, și nuanța și numele fardurilor, dar vă spun că dacă aveți ocazia și este doar 10 euro. Eu am cumpărat-o de la Pandorf, de aici, de la outletul Pandorf și am dat pe ea 8,95 euro. Deci atât de multe culori, are 16 culori și am dat 8,95 euro și au o calitate foarte bună. Este prima dată pentru mine când mi-am achiziționat farduri de la L'Oréal, dar nu m-am abținut. Mai erau și alte culori acolo, alte palete similare, dar cu culori diferite. Și aceasta am zis că se potrivește atât de bine. Nu? Zic eu că se potrivește bine sezonului acesta și îmi place foarte mult și calitatea fardurilor. Și gata, am terminat. Le-am pus aici jos lângă mine toate aceste 5 produse favorite pe care am vrut să vi le arăt astăzi. Sper să vă inspire clipul acesta și dacă sunteți în căutare de produse similare, de ce nu să le acordați o șansă? Și să vedeți dacă vi se potrivesc. Acesta este lucrul cel mai important. Eu vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit. Mă puteți găsi și pe Facebook și pe Instagram. Știți foarte bine lucrurile acesta. Aștept să îmi scrieți și acolo, iar până data viitoare vă pup, pa, pa!